Dragile mele, vă salut și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. De aici, astăzi ne regăsim pentru un nou video. De data asta o să fie o invitație foarte gingașă. Eu, ca de obicei, mă stărui să fac invitații în care nu avem nevoie de multe, multe materiale, dar de data aceasta ce ține de invitație o să fie creată numai din această foaie transparentă. Iarăși o să folosesc această foaie Velum, cu care mie îmi place să lucrez enorm de mult și am văzut că și fetelor le place cum se lucrează cu această foaie și chiar mie personal îmi place cum se imprimă pe această foaie și anume cum arată pe ea desen. Și până o să începem a crea această invitație, vreau să vă enumăr de ce materiale o să avem nevoie. Deci o să avem nevoie de această foaie Velum. Eu deja mi-am imprintat imaginea care am eu nevoie. Deja, precum vedeți, pe această foaie Velum avem practic aceeași flori care se repetă pe invitația cu text și deja aici avem numai numele la mire. Aceasta o să fie ca un detaliu, ca un accesoriu mic. Deja o să vedeți cum o să arate acest accesoriu la final și pentru asta am ales o ștampilă With Love. Deja și pentru această ștampilă am ales un așa albastru. Eu le-am așa, fiindcă deja eu le-am tăiat și deja mi-am ales numai această gamă albastră, care să fie practic în gama acestor flori. Și deja instrumentele pentru topit și deja toate instrumentele necesare, cuter, creion, riglă sau de exemplu cu ce instrumente vă place voi să lucrați. Eu ca de obicei mă stărui să fac invitații simple ca ce ține de materiale ca să fie accesibile pentru toate fetele, să nu cheltuiți multe, multe materiale. De exemplu această foaie Velum, eu o cumpăr așa foi A4, dar înainte eu mai cumpăram și foi A1 și deja îmi tăiam mărimea care am eu nevoie. Și ține de această foaie A4 albă. Eu folosesc practic numai foi așa cartonate, fiindcă foarte multe fete mă întreabă câte grame au foile pe care le folosesc. Eu folosesc începând de la 200 până la 270, dar asta depinde deja de imprimanta voastră, fiindcă sunt multe imprimante care nu primesc așa foi de groase. Și deci o să las toate astea la o parte și o să-mi pui placa pe care o să decupez. Deci, la mine masa de lucru este gata. Eu o să încep cu decuparea acestei foi Velum. Precum vedeți, la mine imprimanta mi-a lăsat o pată de cerneală, dar asta nu-i nimic așa, să spunem, strașnic. Eu pur și simplu o să-mi decupez partea aceasta care s-a murdărit. De mărimea invitațiilor, eu o să fac o mărime așa plus minus cum fac eu celelalte invitații. Mie personal invitațiile nu-mi plac să fie tare, tare mare, de asta multe fete mă întreabă pentru ce mărime eu optez. Eu, de exemplu, îmi plac invitațiile începând de la 11 cm lățime și deja ce ține de înălțime eu fac maxim până la 18-19 cm. Și deci de aici o să decupez puțin, o să ajungă până la această floare, fiindcă aici am un colț care iese cam puțin murdar. Dar vreau să vă atrag atenția că această foaie, de exemplu, când se trage în imprimantă, eu personal am pățit că se mai boțește și de aceasta. Deci, iată, așa. Și deja, acum văd cât să las înălțimea. Precum vedeți, iată, aici, la 19, mă opresc. Cred că o să fie destul de ok. Eu nu am o mărime exactă spusă, adică programată din timp. De asta mă orientez deja după mărimea acestei foi. Deci cu această foaie am finisat, o las la o parte. Deja ce ține de această bircă, pur și simplu o să îmi decupez partea aceasta care este cu elementele astea mici și o las la o parte și deja
Precum vedeți aici, la mine imprimanta deja a făcut un hotar, s-a oprit aici la florile acestea. Eu pur și simplu o să măsor distanța de aici și deja marginea aceasta o să o decupez aici unde s-a oprit imprimanta. Cred că undeva la 14 am să o fac. Chiar dacă o să fie prea mult, mai am de unde decupa. Deci, decupăm aici sus. Resturile de creion le ștergem. Dar în principiu putem să mai decupăm și de aici puțin. Încă vreo 5. De aici, de exemplu, nu avem unde, fiindcă scrisul aici, versurile astea din poezie ajung deja spre margine, dar de aici putem să mai ștergem, să mai tăiem încă, cred că vreo 3 mm. Deci, iată, așa s-a primit. Deja îmi iau invitația mea, mă uit care este fața și care este spatele. Precum vedeți, spatele este puțin mai palid, fața este puțin mai aprinsă. Și deja mă uit, plus minus o pun la mijloc. O placez așa. Precum vedeți, chiar vine o parte peste alta, înseamnă că mai avem de unde decupa din această foaie. Și cu ajutorul osului meu, așa apăs puțin. Deci, o parte s-a apăsat, mutăm invitația să fie bine, bine la intersecția noastră. Ce-mi place efectul de la această foaie, fiindcă fonul de pe invitație tare bine se vede și pe această foaie. Așa se vede tare bine frumusețea și florilor de pe invitație și deja se intersectează cu aceste flori. Precum vedeți aici, parcă merge o continuare și aici deja tot așa. Și în spate tot s-au pus niște flori. Deci, precum vedeți, mai avem încă niște resturi de foaie de această transparentă care putem să o decupăm și deja cred că o să mai decupez de aici puțin. Mă uit să fie la mijloc, cred că mijlocul undeva o să fie aici. Îmi fac niște notițe și decupez deja ce este în plus. Deci, decupăm undeva 7 mm de aici. Așa. Ca aceste foi să se intersecteze una cu alta. Deci, iată, așa. Putem să decupăm și ce este în plus, ce este în plus aici de sus. Eu le-am decupat pe ambele odată și deja ce mai rămâne de aici de jos din partea opusă. Iată, așa. Și deja mă uit să mai decupez și ce îmi rămâne de aici în plus. Deci mi-a venit o idee, cred că o să fac, iată, o să-mi fac niște notițe și o să decupez chiar unde se finisează această altă foaie. Iată, așa. Așa o să fie cel mai ușor să nimerez chiar intersecție frumoasă.
Uitați-vă ce frumoasă intersecție s-a primit și cum am început a spune, pentru această foaie s-ar fi potrivit și o ștampilă albă și o ștampilă chiar verde sau galbenă. Eu am ales albastră. Deci invitația noastră este gata și acum vreau să decupez o bircă de aceasta. Nivelez colțurile și peste invitații tot așa. Plasăm invitația înăuntru și acum trecem la încălzirea cerii. Eu mi-am pus să se topească ceara mea, uitați-vă, numai albastru. Mă gândeam la început să mai pun și, poate acum la final, să pun și ceva, o picătură de alb, să fie un așa efect mai frumos, dar o să las așa albastru clasic și deja birca mea este gata. Îmi rămâne numai să aștept să se topească și acum vă arăt ce rezultat se primește. Dragile mele, iată și ceara mea s-a topit, uitați-vă ce de culoare, parcă are nuanțe de străluci în ea. Deci eu această bircă am să dau la o parte aici, îmi țin ambele capete împreună, torn ceara la mijloc, făcând așa rotund. Deci pun această bircă aici la colț, îmi iau repede ștampiluța și apăs pe ceara mea. Deci, ceara s-a răcit și dau aceasta mai aproape ca să vedeți ce de frumos s-a primit. Și uitați-vă ce de drăguță se primește. Numai că se putea, poate să pun data viitoare mai multă ceară ca să se primească această ștampilă ideală. Dar în principiu îmi place enorm de mult cum s-a primit. Deci, dragile mele, și asta a fost modelul de astăzi. Uitați-vă chiar ce gengășie s-a primit. Și chiar la început mă gândeam să utilizez altă ștampilă, dar bine că nu am ales alta. Uitați-vă chiar ce de drăguță se privește această ștampilă What Love. Chiar se combină destul de uniform cu tot anturajul și cu toate floricelele astea din jur. Și chiar pentru mine tot este o idee ceva nouă, precum știți, fetele care mă urmăresc și fetele deja care o să se aboneze pe viitor, da, bineînțeles, nu uitați să vă abonați și să dați like al acestui video și, bineînțeles, ca de obicei, vă aștept cu întrebările voastre. Și, deci, dragile mele, acesta a fost modelul de azi. Uitați-vă chiar ce gingășie. Sunt foarte mulțumită de rezultat și sper că clienții mele tot o să-i placă acest model frumos. Eu vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți cu drag. Bineînțeles, cum am spus anterior, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel ca să nu ratați noutățile de pe canalul meu și sper că acest model o să vă motiveze și pe voi să faceți ceva de genul sau chiar o să vă ajute pe fetele care sunt la început de cale. Eu vă mulțumesc și cu mult drag, ne vedem data viitoare! Pa, pa!